O femeie a visat mereu să devină mamă, dar a fost distrusă după ce și-a pierdut primul copil, în timp ce era însărcinată în 3 luni. Tânăra de 26 de ani a mai suferit 2 avorturi care i-au înrăutățit sănătatea mentală. În mod tragic, Gemma a murit brusc pe 16 decembrie, lăsându-și familia devastată. Primul avort spontan a distrus-o pe Gemma, nu a existat sprijin pentru ea. Când ești la pământ și trebuie să faci față modului în care te simți, poate fi dificil, a declarat fratele acesteia. Ne-am fi dorit să poată trece peste, dar a existat foarte puțin sprijin profesional acolo, a mai adăugat el. Mai mult de atât, bărbatul a explicat că nu a existat niciun sprijin proactiv pentru femeie după avorturile spontane și că nimeni nu a explicat de ce a continuat să-și piardă copiii. Tragediile au pus o presiune mentală imensă pe ea. Vorbeam cu ea ori în șir la telefon, dar după primul avort spontan am simțit că am pierdut o parte din Gemma, a declarat fratele ei. Sunt atât de mândru de Gem pentru cât de mult a luptat pentru a fi fericită, dar în cele din urmă tristețea ei a fost prea mult de suportat. Copiii au adus atât de multă fericire în viața lui Gem, dar durerea de a-și pierde copiii a fost prea mare pentru ea, a mai adăugat acesta. Femeia a adorat întotdeauna copiii și a început să facă pe dădaca încă din perioada în care era elevă. Mai târziu, ea a lucrat în creșe ca tânără coordonatoare de îngrijitoare. Soțul femeii, Tony, a declarat că experiența trăită a fost una devastatoare, iar cel mai greu este faptul că multe cupluri care trec prin același lucru suferă în tăcere, relatează știrile ProTV.ro.